Așa, dar, dragilor, părind treaba la clasa 11-a, Cosmin îmi propune să fac cu derivate că clasa a 11-a. Cosmin, hai să, din ce am discutat mai înainte, dacă se dă o funcție f, devine pe un domeniu de cu valori de f. Adică domeniul este domeniul definiției pe care îl afli tu, da? De la funcția respectivă. Ori că îți da autor, ori îl găsești tu. Și problema se pune să studiem derivata într-un punct. Deci, derivata, f derivat într-un punct x0 din domeniu, este egal cu limită pentru x tind de la x0, din f de x minus f de x0, totul supra x minus x0. Deci derivata este limita unui raport, așa se cheamă, raport incrementar. Deci f de x ăsta, care se construiește pe baza lui f de x, deci e vorba de f de x minus f de x0, totul supra x minus x0, se numește raport incrementar. Raport incrementar. Și, deci, ce este derivata într-un punct? Este limita raportului acesta. E de x minus e de x0, supra x minus x0. Exemplu. O să mai discutăm și altă dată, dar iată, să iau funcția f de x egal cu radical din 3x plus 1. Da? Luăm un exemplu. N-am indicat domeniul definiției. Asta este sarcina noastră acum. Că, fiind vorba de un radical de ordin par, există numai de numere pozitive. Mai mare, asta, radicalul și mai mare ca 0. Nu radicalul, ci sub radical. Radicalul și mai mare ca 0. Deci, condiția care o punem este așa. 3x plus 1 mai mare egal decât 0. Adică echivale cu x mai mare egal decât minus 1 pe 3, nu? Da. Adică rezultă că x aparține de la minus infinit, mai mare decât, începe de acolo, de la minus 1 pe 3 la plus infinit. La plus infinit. Așadar, funcția este corect dată dacă indică acum. F e definită de la minus 1 pe 3 la plus infinit cu valori în F. Da? Ăsta e domeniul D. Da? D-ul de care am vorbit. Da? Da. Domeniul. Și acum, hai să studiem derivabilitatea funcției într-un punct de acolo, din la minus 1 pe 3 până la plus infinit. Iată un punct de la minus 1 pe 3 la plus infinit. Un 1. Deci interesează cât este f derivat de 1, semn de întrebare. Păi, după definiție, înseamnă așa, că f derivat în punctul 1 egal cu limită pentru x tind de la 1 din cine spre formula? Din f de x. Așa. Din f de x. Din f de x minus f de x. Adică f de cât în cazul ăsta? F de 1. Da. Totul supra x minus 1. Și dăm mai departe cu limită pentru x tind de la 1 din f de x. Cât este f de x? Păi e funcția dată asta, radicală. Da. Radical din 3x plus 1 minus minus 1. F de 1. Pardon, f de 1. Adică o prim pe x cu 1. 1, da. F de 1 înseamnă radical din 3 ori 1 plus radical plus 2. Deci 3 ori 1 3 și 1 4, adică din 4 face 2. Da? Supra x minus 2. Da. Da? Supra x minus 2. Bună seara, poftim. Deci egal mai departe cu limită pentru x tind de la 1 dacă înlocuiești pe x cu 1, se întâmplă necazul 3 ori 1
Aici x minus 1 era. Da, x. Așa. Se întâmplă 3 ori 1, 3 și 1, 4, adică lui 4 face 2, 2 minus 2 face 0, totdeauna face 0 pe 0. E necaz ăsta. Aplicăm conjugata. Aplicăm conjugata. Deci va fi egal cu limit pentru x minus 0 din, la 1 din a minus b, a plus b, da? Radical din 3x plus 1 minus 2. 2 pe lângă radical din 3x plus 1 plus 2. Plus 2. Totul supra? Totul supra x minus 1 pe lângă radical din 3x plus 1 plus 2. Alo. Bună seara. Păi, da, te așteptam, noi suntem în lecții. 5 minute. Da. Vorbește Cosmin. Păi uite la acolo. Da. Da. Uite bine, tu. Mai pe selecție, zic. Deci x minus 1 pe lângă... Hai că e sau cum eu. Radical din 3x plus 1 plus 2. Și egal mai departe cu limită pentru x tind de la 1 din 3x plus 1 minus 4 3x plus 1 minus 4 supra x minus 1 pe lângă radical din 3x 3 ori 1, 3 și cu 1, 4 și cu 2 radical din 4 face 2, 2 și cu 2 ori 4 ori 4. Și este egal cu limită pentru x tind de la 1 din 3x, scuzați, 3x minus 3, da? Deci scoatem pe 3 în factor comun și așa vin 3x minus 3. Da. Da? 3 pe lângă x minus 1 supra x minus 1 ori 4. Și x minus 1 cu x minus 1 se simplifică și rămâne la sfârșit 3 pe 4. Deci, valoarea derivatei în punctul x egal cu cât? X egal cu 1. Valoarea derivatei este 3 pe 4. Este un număr, valoarea derivatei. Da? În punctul acela. E 3 pe 4. Am făcut-o în ce punct, derivata? Într-un punct din domeniu. Deci, nu am făcut un minus 5. Nici nu există acolo. Nu există radicalul. Da? Deci, în punctul 1. Deci putem face în fiecare punct. În orice punct de acolo. Hai să facem și derivata în punctul următor. F derivat. F derivat. În punct, un alt punct. Dați-mi voi un alt punct din zona aceea de la minusul pe 3 la plus infinit. În 4. F derivat de 4 este egal, ce am spus Cosmin? Deci este egal cu limita raportului. Cu limita pentru x de la 4. Din formula f de x. Așa scriu. F de x. F de x minus f de 4. Totul supra. Supra x minus 4. Și egal cu. Și egal cu limită pentru x tinde la 4 din f da, de x. Da, și pentru voi, fetelor. Deci, valoarea derivată într-un punct este limita raportului f de x minus f de x0 supra x minus x0. Și am luat ca funcție f de x egal cu radical din 3x plus 1. Da? Și aplicăm să vedem cât e valoarea derivatei în puncte pe care le luăm noi din zona asta. Din ce motiv? Ca să existe radicalul 3x plus 1, am pus condiția să fie mai mare egal decât 0. Dar radicalul de ori impar există numai de numere pozitive. Nu se poate radical dintr-un număr negativ. Că nu există nimeni care la pătrat să facă un număr negativ. De aceea pune condiția ca 3x plus 1 să fie mai mare egal ca 0, adică x mai mare egal decât minus 1 pe 3, și zona în care lucrăm este la minus 1 pe 3 la plus infinit. Deci, funcția corectă este, după ce am indicat legea de corespondență, se stabilesc domeniul definiției și codomeniul. Domeniul l-am fixat. Și acum am hotărât să facem, să studiem derivata, să vedem dacă există derivata, într-un punct de aici. Și am studiat-o în punctul 1. Derivata în punctul 1 este limita raportului f de x minus f de 1, că în 1 facem studiu, supra x minus 1. Și egal cu limita pentru x la 1 din
f de x care e radical între x plus 1, minus f de 1 la 3 ori 1, 3 și 1, 4, adică de 4 face 2, supra x minus 1. Și când am trecut la limită, aici suntem în 0 pe 0, se aplică conjugata. Adică conjugata care este aici, a minus b, eu vreau să ajung la a la 2, a minus b la 2 și mulțesc cu a plus b, și sus și jos. Și apoi radicalul 3x plus 1 minus 2, pentru că la radicalul 3x plus 1 plus 2, și ce am pus-o pe asta, o pun și jos, ca să nu schimbă rezultatul. Și în final, după ce se calculeze a minus b, pentru că a plus b face la 2 minus b la 2, dispare radicalul și dă 3 pentru că x minus 1, se simplifică x minus 1, nedeterminarea este înlăturată și în final este 3 pe 4, este valoarea limită, adică valoarea derivată în punctul respectiv. Și acum studiem în punctul x egal cu 4. Da? Ne apucăm de lucru. Și zicem, limită pentru x din de la 4, din f de x minus f de 4, supra x minus 4, și egal cu limită pentru x din de la 4, din? Din radical din 3x plus 1. 3x plus 1. Plus radical din 13. Minus. Minus radical din 13. Radical din 13. De unde ieși 13? I-am înlocuit 4 în f de x, 3 ori 4, 4 ori 3, 12 și 1, 13, supra? Supra x minus 4. Și egal cu limită pentru x din de la 4, amplificăm cu conjugata. Așa, ca să scăpăm, deci da. Conjugata și vine cât? 3x minus 3x plus 1. 3x plus 1 minus radical din 13. La pătrat. Pe lângă a. Tu vrei să scrii asta? Eu ți-i scriu, da. Radical din 3x plus 1. Minus radical din 13. Care era? Da, pe lângă. Lângă radical din 3x plus 1. 3x plus 1 plus radical din 13 produs supra x minus 4 pe lângă radical din 3x plus 1 plus radical din 13 plus radical din 13 și este egal mai departe, egal cu limită pentru x din de la 4 din cât este acolo? A minus B pe lângă A plus B. Dispare radicalul. Adică A la 2 minus B la 2. Primul radical din e cât? 3X plus 1 minus al doilea radical la pătrat. Minus 13. Totul supra. X minus 4 pe lângă. Aici înlocuim pe X cu 4, că e balastă asta. Rar o să... Nu-i necaz aici. 3 ori 1, 3, 3 ori 4, 12 și 13. Radicalul din 13 și când radicalul din 13? 2 radical din 13. Ori 2 radical din 13. Și este egal mai departe cu limită pentru x din de la 4 din... 3 pentru x minus 4. Așa că vine aici 1 plus 1 minus 13 și face minus 12. Scoatem pe 3 în factor și vine 3 pe lângă x minus 4, că a zis că e minus 12, da? Da. Scos pe 3, supra x minus 4, ori 2 radical din 13. Un radical din 13 și cu 2. Și acum x minus 4, se întâlnit cu x minus 4, și aici este momentul că scăpăm de necaz. Și îmi dă final, limită, nu mai trec la limită cosmică, s-a terminat. S-a terminat. 3 pe 2 radical din 13. Da? 3 pe 2 radical din 13. Așa asta e valoarea în ce punct? În punctul 4, am spus. Așa studiem orice punct. În orice punct. În orice punct din toată zona asta. Ei, această corespondență care are loc ca la fiecare punct de aici se pune în corespondență un rezultat, un număr, corespondența aceea înseamnă de fapt o altă funcție. Că funcția ce înseamnă? O corespondență la o mulțime, la o altă mulțime. Care e corespondența? Acum, de la elementele, de la numele de aici, le punem în corespondență, cum ar fi fost, lui 1 îi punem în corespondență ce acum? Lui 1 i-am pus în corespondență 3 pe 4, da. Deci, lui 1 lui 1 i s-a pus în corespondență 3 pe 4. Lui 4 i-am pus în corespondență 3 pe 2 radical din
13 și așa mai departe. Dar toate numerele, ce sunt acolo? Câte numere sunt în zona asta, de la minus 1 pe 3 la plus 1? Infinitate. Această corespondență este o funcție. Iar funcția respectivă poartă numele de derivata funcției de mai sus. Deci f derivat va fi definită ori pe tot d-ul sau uneori mai perli cât ceva, cu valori în el, și f derivat de x egal cu cine? Dacă o să găsim formula, o să fim foarte, foarte fericiți și vom spune că am găsit formula, am găsit funcția, noua funcție, care e derivata al funcției de mai sus. Pentru că în niște puncte concrete, ce facem în niște puncte concrete? Găsim niște numere pentru, ca și imagine. Dar eu vreau să găsesc o regulă, o lege, o altă funcție. Și mă interesează legea de corespondență pentru noua funcție care să fie derivata a funcției pe domeniul respectiv. De aceea, să începe studiul și să fac derivatele funcțiilor elementare. Ai termen de pentru astăzi? Nu, am scos ceva de la o simulare. Am rămas parcă de la trecută undeva. Da, da. Dar acum am să mă urmăște un pic, eu vreau să pun la punct niște chestii care să... Dacă nu ai temă pentru mâine urgent, atunci hai să ducem ideea asta la capăt și îl facem și altă dată. Și eu vreau și 20 de lei. Pleci când vrei tu, da? Mă, nu mă cer cu tine, dai seama. Mă fac lecția. Păi, dar tu ai așa întâlniri nocturne, așa. Păi, da, ziua. Ce ziua se duce? Noaptea, categoric. Așa, da. Aș vrea să văd f derivat de x cu cine este egal. Să găsesc funcția. Eu am să fac formula și după aceea o să o demonstrăm și o să găsim ideea de lucru. Eu zic așa, că f derivat de x egal cu 1 supra 2. De ce 2? Că indice radicalul e 2. 1 supra 2 radical din 3x plus 1. 1 supra 2 radical din 3x plus 1. Și înmulțit cu 3. Cu acela 3x plus 1 derivat. Am încercat într-o seară și am găsit noi o serie de formule, parcă la câteva... Vreau să... la câteva funcții elementare. Deci este 3 supra 2 radical din 3x plus 1. Voi din clasa a 12-a trebuie să știți să derivați funcția asta. Voi acolo sunteți a 12-a. Deci radicalul ăsta derivat face 1 supra 2 radical din 3x plus 1. Mulțit cu 3x plus 1 derivat. Când aveți și căutat la integrale, dar nu știți derivatele. Deci stați ca la spectacol dacă nu știți derivatele. Deci stăm așa, că până în bancă, nu înțelege nimic. Și face 3 pe 2 radical din 3x plus 1. Asta este derivata. Și acum f derivat în punctul 1, f derivat în punctul 1, este, înlocuim pe x cu 1 aici, și face 3 supra 2 ori radical din 3 ori 1 plus 1. Și face 3 supra 2 radical din 3 ori 1, 3 și cu 1 cât face? 4. Radical din 4 este 2. 2 ori 2. Și egal cu 3 pe 4. Cât ne-a dat data trecută? 3. În 1. Cât o dată în 1? Ia uitați-vă. 3 pe 4. În 4 să facem acolo. F derivat în punctul 4 este egal cu 3 supra 2 radical din 3 ori 4 plus 1 și egal cu 3 supra 2 radical din 3 ori 4, 12 și cu 1, 13. Cât ne-a dat? 3 supra 2 radical din 13. Este extraordinar. Adică, în momentul de față,
dacă am găsit formula, în formula derivate locuim pe x cu valorile 1, cu 2, cu ce vreți voi. Deci e foarte tare să știi formula. Că nu muncie de fiecare dată să calculez în fiecare punct. Așa cum am făcut-o în 1, cum am făcut-o în 4, trebuie să facem limita raportului. E de x minus f de x0 supra x minus x0 și trecem la limite acolo și cu... depinde de situația care e, cum a fost 0 pe 0 acolo. De fiecare dată e 0 pe 0, trebuie conjugate și așa mai departe. Da? Deci este interesant să știm formulele. Noi ne începusem data trecută și am zis constanta derivată cât este. Vă amintiți? Nu am făcut. Nu, dar trebuie că am făcut întrebare. Nu, acum, am făcut vreo 2 săptămâni. Dar n-am făcut cu mine. N-ai fost tu? Nu. Dar unde ai fost tu? Știi tu unde ai fost tu? Cu cineva. Cu cine ar cineva? Cu funcția de gradul 2 a făcut graficul așa, nu știu ce, monotonia funcției, tot tine a făcut. Monotonia funcției, trăsasem graficul și am vrut să vedem semnul funcției. Tu mi-ai venit cu problema asta. Și ca să facem semnul funcției, am ajuns eu la f de x minus f de x0 supra x minus x0. Dar era tine. Și el. Era și el, amândoi era dar... Cu tine, că am plecat la parabolă. Era vorba de găsirea intervalului în care funcția e descrescătoare, ce A este acela de intervalul respectiv. Da? Da. Și este pe internet lecția făcută. Deci e pusă pe internet, o puteți găsi. Era așa vorba de formula sau derivatea făcută în, pe înțelesul tuturor. Plecasem eu de la ceva practic. Da. Făcut-o, băi, dar nu aveam cum să... Dacă este pe internet, cum să... Da. Ideea este să găsim formulele, notăm așa, derivata, formule de derivare a funcțiilor elementare. S-au zis așa, zis tabelul derivatelor. Da? Acele formule, voi clasa a 12-a știți bine că în clasa la început, la, ca să faci primitivele, nu se poate face nimic dacă nu știi tabelul derivatelor, nu? Și acum, ducem derivatele funcțiilor elementare. Și să luăm prima funcție. F de x e egal cu o constantă. Deci când avem funcția constantă. Și atunci, cum am spus, f derivată într-un punct x0, f derivată într-un punct x0, egal cu limită. Așa. F de x minus f de x0 totul supra x minus x0. Asta e limita, da? Și hai să facem și noi pentru cazul ăsta. Și zicem atunci f derivat în punctul x0, când f de x e constant, egal cu limită pentru x tinde la x0 din f de x, cât este f de x-ul? Cazul ce? C. Constanta C. Minus f de x0, cât este? Păi înlocuim pe x cu x0 aici. Dar tot ce rămâne? Tot ce? Că dacă n-are în expresii pe x0, da, rămâne ce? Deci egal tot ce. Supra x minus x0. Păi înainte când am zis f de 1, f de 2, înlocuiam pe x cu 1, cu 2, dar aici, dacă e o constantă, 3, 7. Și cât face? Egal mai departe. C minus c cât face? 0. Deci egal cu 0 pe ceva, face 0. 0. Iată că constanta derivată este egal cu 0. Ăsta e motivul. Constanta derivată este 0, adică, spunem, 100 derivat cât este? 100 derivat, 0. 7 derivat, 0. Minus 5 derivat,
0. Deci orice constantă derivată este 0. Asta e motivul pentru care este 0. Nu așa. Nu sunt niște formule pe care trebuie să înveți mecanica, să înveți mâniuți. Și iată, rezultatul este concret. În situația aceasta am găsit prima formă. Hai să vedem când f de x egal cu x. Deci dacă f de x egal cu x, atunci f derivat în punctul x0 egal cu limită pentru x tind de la x0 din f de x, adică x, da, minus. Ce înseamnă f de x0? Locuim pe x cu x0. Minus x0. Dacă în loc de x punem x0, adică aici în dreapta vine x0. X minus x0 supra x minus x0. Se simplifică și egal cu 1. De aceea spunem că x derivat este 1. Dar nu că învățăm mecanic că x derivat face 1. Este rezultatul limitei acestea. Altceva. F de x. Hai să zicem că e x la a doua. Atunci, f derivat de x0 egal cu cine vorbește? Cosmini. Da. Egal cu limita, vorbește. Egal cu limita pentru x de la x0 din f de x, zice formula. F de x. Da. Adică cine este f de x în cazul nostru? Este x pătrat. X pătrat minus f de x0. 0 la pătrat. 0 la pătrat. Nu 0, x0, da? 0 la pătrat. X0 la pătrat. Deci nu, bă, dacă f de x0, Cosmin, f de x0, înseamnă că pe x-ul de aici ai pus x0. Dar pui în toată expresia. X0 la pătrat. Minus x0 la pătrat, da. Supra x minus x0. Și dacă vrei să treci la limită, face 0 pe 0. Că aici x0 la pătrat minus x0 face 0, 0 pe 0. Dar x pătrat minus x0 la pătrat. X minus x0 plus x0. Deci diferența două pătrate, nu? A la a doua minus b la a doua. Da. Formula de calcul pe scurtat. Și egal mai departe cu limită. Egal cu limită pentru x de la x0 din x minus x0 pe lângă x plus x0, totul supra x minus x0. Și x minus x0 se reduce. Se simplifică. Se simplifică. Și locuim pe x cu x0 și avem x0 plus x0 face 2x0. Asta că s-a întâmplat în x0, dar în alt punct va fi 2 ori punctul acela. 2 ori. Și în general în x va fi 2x. Deci x pătrat derivat egal cu 2x. Da, x pătrat derivat, iar trebuie găsit 2x. Cât este pentru f de x egal cu x la a treia? Cât este limita? Găsește f derivat în punctul x0, tot tu, Cosmine. F derivat în x0 egal cu f de x. Egal cu limita. Limita pentru x tinde la x0 din f de x, adică x la a treia. Da, x la a treia. Minus x0 la a treia. Da. Totul supra x minus x0. Și egal cu? Și egal cu limită. Limită pentru x, da? Limită pentru x tinde la x0 din a la 3 minus b la 3. Ne gândim la formula a la 3 minus b la 3. Cu cine este egal a la 3 minus b la 3? Egal cu a minus b pe lângă a pătrat plus a b, nu? Plus b pătrat. Așa o face și noi acum. X minus x0. Deci pe lângă x minus x0. Pardon, x pe lângă x pătrat. A. X pătrat. Plus x, x0. Plus x0 la pătrat. Bine, Cosmini? Da. Totul supra x minus x0. Și x minus x0 cu x minus x0 simplifică. Și acum trecem și înlocuim x cu x0. Și vine, în loc de x, punem x0. Vine x0 la a doua. Plus x0 ori x0 face x0 la a doua.
Și plus x0 la a doua, x0 la a doua. Străi de a de x. Da? Deci vine x0 dată la a doua. Hai să scriu. Deci egal cu x0 la a doua plus x0 x0 face tot x0 la a doua și plus x0 la a doua și îmi dă în total 3x0 la pătrat. 3x0 la pătrat, că asta a fost în x0, dar în general în x va fi 3x pătrat. Așadar, x la a treia totul derivat, x la a treia totul derivat face 3x pătrat. 3x pătrat. Deci x la a treia totul derivat face 3x pătrat. Și acum să luăm și x la a patra, să vedem, poate se sesizați deodată aici. Cât va? A, păi 4, da. X la a patra totul derivat face? 4x la a treia. 4x la a treia. Da, vine 4 în față, da. Convol și scade cu o unitate. Deci x la a patra derivat face 4x la a treia. X la a cincea. X la puterea a cincea derivat face 5x la 4. N-aveți decât să vă dați seama din conjugata asta, care așa sunt 5 termeni. Și în general, x la n derivat, hai să scriu asta, x la n totul derivat, x la n totul derivat, este egal cu cine? N ori x la n minus 1. N ori x la n minus 1. De fapt, asta le cuprinde pe toate celelalte. Nu trebuie să mai fac, ci pur și simplu le cuprind. Așa că le șterg pe astea. Pentru că dacă am x la n derivat n ori x la n minus 1, se înțelege că și chiar pentru x derivat. Pentru că e x la întâia. Și x la întâia vine 1 ori x la 1 minus 1, 0. X la 0 face 1. Deci, limpede, aș merita să o ștergi pe asta. Dacă știți pe x la n totul derivat, care face n x la n minus 1, așa asta ar fi a doua formulă, 1, a doua formulă x la n totul derivat. Și acum să vedem f de x egal cu radical din x. Deci f de x egal cu radical din x. F de x egal cu radical din x. Să zicem, f derivat în punctul x0 egal cu... Hai. Cosmini? Da. Ești la manșă. Limită... Egal cu limită... Pentru x timp de la x0... Din... Din f de x, adică... Cât este f de x? Radical din x. Minus. Minus radical din 0. Minus? Minus ce spune x0. Așa, radical din x0. Mai cu curaj. Radical din x0, totul supra... Totul supra x minus x0. Totul pe x minus x0. Și egal mai departe cu... A plus b pe lângă a minus b. Aplicăm conjugata, da? Da. Egal cu limită. Limită pentru x tinde la x0 din radical din x minus radical din x0 pe lângă radical din x plus radical din x0 totul supra x minus x0 pe lângă radical din x plus radical din x0. Și egal cu dispare radicalul. Și egal cu limită. Da. Pentru x tinde la x0 din... Din x minus x0 sus, nu? X, da. X minus x0 supra x minus x0 pe lângă, aici înlocuim pe x pe x. Bine, radical din x0 și încă o dată radical din x0. 2 radical din x0. Ori 2 radical din x0. Și x minus x0. Faci 1 pe 2 radical din x. Da. Așadar, iată că radical din x totul derivat. Da? Radical din x totul derivat, că asta a fost funcția, radical din x derivat, face 1 supra 2 radical din x. Când a fost în x0, dar când în alt punct, altceva face. Deci 1 pe 2 radical din x. Hai să vedem când f de x egal cu f de x egal cu radical din c3 din x. Cum arată funcția derivată acestea?
Deci ar veni 1 supra... Păi, hai să funcim un pic la ea. Vrei să o simți deodată așa? Că am conjugată de ori în 3. Așa, va fi conjugată de ori în 3, deci vă spun ei. Limită pentru x de la x0, limită radical din c3 din x minus radical din c3 din x0, supra... Deci, f derivat în punctul x0, Andrei, egal cu limite, spus bine, pentru x fiind de la x0, din... Radical din c3 din x, minus radical din c3 din x0, da, supra x minus x0. Corect. Și conjugată de loc din 3, egal cu limite pentru x de la x0, din radical din c3 din... O să fac dreată? Hai să o luăm mai ușor. Deci, radical din c3... Din x minus radical din c3 din x0, pe lângă radical din c3 din x, plus radical din c3. Atenție! Nu, era cu a pătrat. Hai să vedem formula. A la a treia minus b la a treia este egal cu a minus b pe lângă a pătrat plus a b, da, plus b pătrat. Deci 3 la pătrat. Deci vine a la a doua, ăsta este a1. Da. Deci pe lângă radical indice 3 din x la pătrat plus a ori b radical din 3, da, ori x, ori radical din c3 din x0 și plus radical din c3 din x0 la pătrat, da? Totul supra bucata asta care am pus-o sus, o punem și jos. Era în jos, era x minus x0. Vă rog să vedeți că este x minus x0 și punem și jos toată bucata asta. Adică pe lângă cine? Radical din c3 din x tot la pătrat. Radical din c3 din x0 ori radical din c3 din x, plus... x0 ori x, poți să pun spre aceeași radical, da, nu? Da. Plus radical din c3 din x0 la pătrat. Și egal mai departe cu limită pentru x din de la x0 din sus vine a minus b pângă a pătrat plus a b plus b pătrat. Am a minus b pângă a pătrat plus a b plus b pătrat. Facea la a treia, adică radical dispare radicalul și vine x. Treia. Da. Și minus x0 supra. Supra x minus x0 pentru paranteză radical din c3 din x la pătrat. Da. Plus radical din c3 din x0 din x. Plus radical din c3 din x0 la pătrat. Și va fi 1 supra... x minus x0 simplific cu, da, x minus x0 și face cât? 1 supra... Avem 2 radical în c3... Locuim pe x cu x0 și vine x0 la pătrat. Așa, iar și x0 ori x0, da, x0 la pătrat. Și acolo e sinusul. Nu. E indice 3. Indice 3. Am uitat, iar acum. Deci 3 da, peste tot. 3 radical indice 3 din x0 la pătrat. Așa vine. 3, x 3, 1, da, 2, 3, 3, radical indice 3 din x0 la pătrat. Da? Deci iată că am găsit acum cât este radical indice 3. Deci radical indice 3 din x, totul derivat. Adică în c3 din x, totul derivat. Este cât? 1 supra 1 supra 3 adică în c3 din x pătrat. Când a fost radicalul indice 2, a fost 1 supra indicele 2, radical din ce avea el aici, x, la la întâia, da? Când e radical în c3 din x, derivat, 1 supra indicele 1 pe 3, radical în c3 din x-ul cu unitate mai mică decât indicele. Dacă indicele 3, aici este la a doua. Aici a fost indicele 2, de ce a venit x-ul la puterea 2 mai puțin 1, x la 1? Deci 1 supra indice radical indice 3 din x-ul la puterea cu unitate mai mică decât indicele.
cât va fi radical în C4 din X totul derivat? Va face 1 supra 4 radical 1 supra 4 radical din ce? 4 din x la 3, sigur că da. 1 supra indice de 4 radical indice 4 din x la o unitate mai mică decât indicele la a 3. Cât va fi radical din ce? 5 din x totul derivat va fi, Cosmini, 1 supra 5 radical, deci ordinul 5 din x la 4. X la 4. În general, hai să zic în general, radical indice n din x, totul derivat, iată, prea formulă pe care o găsim, radical indice n din x, totul derivat, este 1 supra cât? N radical din ordine n, da. X la, la n minus 1. X la puterea n minus 1. Iată, 1 supra n, radical și n din x la n minus 1. Câte formule am găsit până acum? 3. Da? 3. Constanta derivată este 0. Aia că x derivat e 1 și că x la puterea 2 pătrat e prins aici. Da? Și radical din C2 din x derivat face 1 pe 2 radical din x. Este prins în asta, asta e generalizată, da? Formula asta. Deci, iată că avem 3 formule descoperite. Ele sunt un set de formule pentru toate funcțiile elementare. Am văzut mai devreme constanta, funcția puterii x la n derivat, radical din C n din x, radical din C n din x totul derivat. Și hai să vă duc acum unde. Mi-e teamă un pic să vă duc la exponențiale, logaritmi. Trebuie, da? Și acele formule găsite. Mi-e teamă mie. Dar vouă. Și mai teamă. Și mai mare teamă. Da. Dar sunt niște limite. La urma urmei trebuie să le calculăm. Cum am trecut de capitolul limite de funcții, înseamnă că orice limite o putem găsi. Da? Ești gata de plecare, nu? Nu, mai rămân până la 10. Rămân până la 10. Băi, ce urmează, mă? Dacă ai ști, mă, ce frumos este, ce interesant. E, hai să zicem funcția f de x. F de x. Să vă iau. F de x egal cu e la x, hai să zicem. E la x. Deci f de x egal cu e la x. Știți cât este derivata lui e la x? E la x, derivata este e la x, da? E singura care nu suferă. Da? Nu suferă deloc modificări. Să vedem chiar așa este. Să ne convingem. Deci, hai să facem. F derivat în punctul x0 egal cu limită pentru x din de la x0. Cum l-ați învățat voi pe ăsta? Formulele astea, cum le-ați învățat? Toate astea le-am avut într-un tabel. Într-un tabel? Da. Și așa vi l-a dat la clasă? Da. Într-un tabel? Într-un tabel, atât. Și v-ați întrebat de unde vin, ce se întâmplă, de ce? Nu. Ne învățăm, ne memorăm, azi ne învăț, mă ne uit. Azi ne învăț, mă ne uit și asta tot. Totul se demonstrează la matematică. Totul curge frumos, așa. Limit. Deci, limită pentru x de la x0 din cine? Din f de x. Avem acolo, nu? Cine este de exact? E la x. Minus. E la x0. E la puterea x0. Supra x minus x0. Supra x minus x0. Corect. Și dăm mai departe cum. Nu mai greu, nu? Mi trebuie o idee. Hai să scoatem factor forțat pe e la x0. Deci egal mai departe cu limită pentru x din de la x0 din e la x0 pe lângă. 1 supra e la x. Atenție! E la x rămâne supra e la x0, nu? A. Așa trebuie de văzut. Da. E la x supra e la x0 minus 1. Pentru că dacă înmulțesc acum, vine e la x0, e la x0
se simplifică. Și rămâne e la x, minus e la x ori minus e la x. Deci e corect, matematic. Totul supra x minus x0. Și la mai departe cu egal cu limită pentru x din de la x0 din e la x0 e constantă. E un număr. Și constanta este în fața limitei. Deci egal cu e la x0, tocmai aici este. Nu? Constanta este în fața limitei. Când am făcut limite de funcții, constanta este în față. Și rămâne e la puterea, cum se împar două puteri care au aceeași bază? Când zicem așa, 2 la 7, supra 2 la 3, cu cine este egală? 2 la 7 minus 3. 2 la 4. Nu așa se pare două puteri care au aceeași bază, copii baza și se scad exponenții. Dar, că nu înțelegeți nici asta, ce înseamnă 2 la 7? 2 ori 2 ori 2 de 7 ori. Și aici 2 la 3, că se face 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Se simplă și 3, se simplifică și rămâne 4, rămân 4 de 2. 2 la 4. Și atunci vine el la puterea cât aici, zic. X minus x0 minus 1 supra x minus x0. Deci x minus, era x minus x0 minus 1 supra x minus x0. E, și am o limită foarte deșteaptă. E la ceva minus 1 supra acel ceva, dacă acel ceva se duce la 0. Este o limită fundamentală. Ne amintim limita aceea? Limită, hai să mă amintesc. Limită pentru x timp de la x0 din e la expresie de x minus 1 supra expresia e de x face 1 dacă și numai dacă expresia e de x se duce la 0. Da? E de x se duce la 0. Și la noi este situația asta. Când x se duce la x0, x0 minus x0 face 0, suntem e la 0 minus 1, adică e perfectă situația aceea. Și atunci, asta toată, toată șmecheria asta va face cât? 1. De la 1, da? Da? La timp de la 1. Și atunci va face egal cu e la puterea x0 ori 1. Și face e la x0. Asta că am făcut-o noi derivată în x0, dar în general în x, e la x. Iată de ce, spunem că e la x totul derivat, nu? A patra formulă, e la x totul derivat face e la x. Este singura care rămâne, este insensibilă la derivare. Deci e la x totul derivat face e la x. Bun. Și acum să vedem o altă funcție. A la x totul derivat. Deci A la puterea x totul derivat. Deci funcția pe care o iau acum. Funcția pe care o iau în discuție este funcția f de x egal cu A la x. F de x egal cu A la x. Și o să încep. Și egal cu? Limită pentru x timp de la x0 din a la x. Corect. Din a la x minus a la x0 totul cu a x minus x0. Și egal cu? A la x minus a la x0 supra x minus x0. Și? Cum fac? Sigur că da. Reușita de data trecută te îndeamnă să încerci și acum. Deci egal cu? Scoatem pe A la X0. Vorbește egal de A. Egal cu limită pentru X de la X0 din A la X0 pe lângă A la X supra A la X0. Deci A la X0 pe lângă A la X minus X0, că am văzut, nu? Da. Facem deodată. A la X minus X0, că am văzut de ce. Minus 1. Totul supra x minus x0. A la x0 este în față. Corect. Egal mai departe cu A la x0 ori limită. Nu, nu e chiar modelul. Limită pentru x
tinde la 0 din a la x minus x0 minus 1, totul supra x minus x0. Modelul era când aveam Andreea, când aveam ela. A, da. Ai da. Și ala. Da. Este și asta o limită fundamentală, dar nu ne mai amintim. Nu ne amintim. Atunci, haideți să vă propun să notăm pe asta cu un y. Tot numărătorul. Deci, să notăm a la puterea x minus x0 minus 1 egal cu un y. De aici rezultă că a la x minus x0 este egal cu y plus 1. Nu? Că am dus pe unul partea cealaltă. Logaritmăm, ca să covoare x minus x0, logaritmăm în baza e, ln, și echivalent cu logaritm natural din logaritm natural din a la puterea x minus x0 a la x minus x0 egal cu logaritm natural din 1 plus y. Adică azi logaritm din stânga egal cu logaritm din dreapta. Ce înseamnă logaritm natural? Ce înțelegeți voi prin logaritm natural? Logaritm din e. Este logaritm în baza e. Când zicem logaritm, cât este logaritm în baza 2 din 8? 3. Este 3. Pentru că 2 la 3 este egal cu 8. Este inversa funcției exponențiale. Deci logaritm în baza 2 din 8 face 3. Pentru că 2 la 3 e egal cu 8. Cât este logaritm în baza 2, să spunem, din 16. 4. Este 4, pentru ce motiv? 2 la 4. 4 egal cu 16. Pentru că 2 la 4 face 16. Iar când veți găsi lg, lg din 100, e logaritmul bază 10 din 100. Asta a spus bățării, da? Și cât este lg din 100? 2. 2. Din ce motiv este 2? Pentru că 10 la a doua, deci când se mai pune baza și îți scrie lg, să înțelege că baza e 10. Pentru că 10 la a doua este egal cu cât cu 100. Ei, când vedeți lg, dacă veți găsi ln, când găsiți scris ln, așa, ln din x, înseamnă log în baza e din x. Așa. Deci înseamnă că baza e. Și cine este eu ăla? 2,8. Așa, așa. Este eu acela. Este limită pentru x tinde la x0 din 1 plus 1 pe o expresie de x. 1 plus 1 pe e de x. Totul la puterea e de x când e de x tinde la trebuie să ia cu 1 la infinit. Da. E de x tinde la infinit. De fapt, este deci 1 plus 1 pe ceva, totul la cel ceva face e. Eu ăsta. Ai limita aia. Limita fundamentală, da. Numărul e. Deci, numărul. Iar a dat acolo 1 plus 1 pe el, totul la el. Da. 1 plus 1 pe el, totul la el, este eu, care înseamnă 2,718 cu multe decimale, un număr irațional. Deci, când găsiți ln, înțelegeți că baza e. Și eu ce am făcut aici? Am logaritmat egalitatea asta în baza e. Și de aici, echivalent, conform unui proprietăți de la exponent, de la conform unor proprietăți de la logaritm, exponentul este în față. Și ce urmează? X minus X0 ori logaritm natural din A egal la logaritm natural din 1 plus Y.
Și de aici se scoate x minus x0. X minus x0 va fi logaritmul natural din 1 plus y supra logaritmul natural din a. Și atunci, continui la limita asta, egal mai departe, cu a la x0, a la x0, înmulți cu limită pentru y. Ia să vedem unde e timp de y-ul. Când x-ul tindea la x0, ce se întâmplă acum? X0 minus x0 cât face? X0 minus x0 face 0. A la 0 face 1. 1 minus 1 face 0. Deci, y-ul tinde la 0. Deci, noua limită este pentru y tinde la 0 din... Cu cine am notat eu toată asta? A la x minus x0 minus 1. Cu y. Din y. Totul supra x minus x0. Cine este x minus x0? Am găsit. Logar natural din 1 plus y. Logar natural din 1 plus y. Totul supra logar natural din a. Și egal mai departe cu limită. Limită pentru y tinde la 0. Ca s-a transformat cu notația făcută. Limită pentru y la 0. Logaritmul natural din a ajunge la numărător, conform proprietății mulțimii prima cu a doua inversată, și vine y ori logaritmul natural din a, totul supra logaritmul natural din 1 plus y. Și era și una a la x0. V-ai țineți minte, nu? Da. Am uitat să-l pun aici. Am să-l pun aici. Da. A la x0. Și egal acum mai departe cu... A la puterea x0 limită pentru x tinde la... Nu x, cine e? Y tinde la 0. Dar este și logaritmul natural din a. Da. În față. Logaritmul natural din a e un număr. Da? Logaritmul natural din a. Adică să scriu invers. A la x0 ori logaritmul natural din a. Da. Limită pentru y la 0 din y supra logaritmul natural din 1 plus y. Y-ul ăsta poți să aduc tot mai jos. Deci egal mai departe cu a la x0 logaritmul natural din a ori limită pentru y tinde la 0 din 1 supra și y-ul ăsta tot duc la numitorul tot mai de jos, pentru că ar fi răsturnat. Dacă la numitor e perfect așezarea, nu? Că mulțesc prima, pe a doua e de, și ca și înainte. Deci, logaritmul natural din cine? 1 plus y. 1 plus y supra y. Da? Și egal mai departe cu a la x0 logaritmul natural din a ori limita i din 1 supra limită din asta. Da, limită din 1. Limita unei fracții înseamnă limită de numărător supra limită de numitor. Și limită din 1 rămâne 1 supra limită pentru y tinde la 0 din cine vine? Da? Logaritmul natural din 1 plus y totul pe y. Așa. Și y-ul ăsta aduce aici la 1 pe y. Și atunci apare a la x0 logaritmul natural din a ori 1. Și asta este formula a la x0 logaritmul natural din a. Deci a la x totul derivat. A la x totul derivat face a la x ori logaritmul natural din a. Este asta a câtea formulă, parcă a 4, a 5, nu mai știu. Da, a 5-a, da? Deci, iată formulele pe care le-am găsit. Asta a 3-a. Asta a fost a 4-a, e la x derivat face e la x. Și a la x, totul derivat, face a la x, logaritmul natural din a. Vă amintiți formulele acestea 4 pe care le-am descoperit în seara asta?
constanta derivată face 0, la x la n derivat face n x la n minus 1 și radicalul ce n din x totul derivat face 1 pe n radicalul ce n din x la n minus 1, e la x derivat e la x, la, la x derivat face a la x logaritmul din a. Dacă m-ați spune să-l învăț mecanic, nu știu dacă reușesc, pentru că a-l învăța și a-l memora mecanic, sigur că sunt necesare, e necesar să le știi tabelul acela. Dar dacă nu știi mecanismul de unde vin și cum se obțin, se întâmplă de foarte multe ori să le uiți. Da? Și vi s-a întâmplat foarte des asta, da? E frecventă situația în care nu vă amintiți de unde e formula aceea și, și matematica pentru voi, cei care ați înțeles să fie totul numai memorat, este un chin. Cumplit. Nu știi, nu știi, nu știi ce să mai faci ca să tot memorezi o serie de formule. Vine în minte o, o situație, aveam un elev în clasa 12-a, ani în urmă, și eu îl priveam cu mult respect, pentru că el era conștiincios că se poate. Eu îl luasem chiar în clasa 12-a. Nu știam prea mult de el, să repartizați clasa asta. Și l-am descoperit ușor. Profesorul are, cum spun, puterea de a, după o singură oră, deci după o singură oră, eu îmi dau seama de nivelul fiecăruia. Deci foarte repede citesc. Pentru că mi se întâmplă un lucru. Fără să vreau, stabilește conexiuni de acestea. După privire, după cum mă interes, după tot, tot, tot. Și vă citesc scurt, exact, știu unde vă aflați. Dar acesta era atât de conștiincios și nu lipsea la nicio oră. Și se străduia, copia de pe tablă, perfect, simbolul recele, făcea simbolul acela integral. El trebuia să fie... Nu înțelegea nimic, 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 nimic. Deci nimic. Dar faptul că era atât de conștiincios, pe mine mă determina să-l respect. Și la un moment dat, vine la mine, la, pe la semestrul 2, pe semestrul 2 așa, un profesor, vreau să fac pregătirea noastră. Eu sunt un pic surprins de curajul lui de a veni așa direct la mine, dar îi spun, încerc să mă eschivez spunându-i că eu nu fac pregătire și mai ales cu elevii mei, n-are niciun rost. Domnul profesor, trebuie să faceți. Scurt, trebuie să faceți cu mine, că eu știți că nu știu nimic. Vă știu că nu știu. Cum să nu știu? Dar nu te văd în fiecare clip. Te... Eu îți dau 5-ul așa, că îți dau 4, 50, dar nu știu ce, dar îți dau 5-ul din respect pentru tine. Știți cum fac eu? Știu mă cum faci. Fac așa semnul ce că faci pe tablă așa, cu S-ul și ala care faci dumneavoastră și îți spune pe acolo și... Dar nu duci nimic, știu. Da, așa e dreptate. Dar eu nu fac... Hai că spun ce, pe cea dreaptă. Te-aș minți. Eu nu pot să-ți iau banii câtă vreme știu că nu te pot ajuta. Deci n-am cum. Fața Dumnezeu înseamnă criminal. Eu nu pot băga mâna în buzunarul părinților tăi știind că din capul locului nu te ajut cu nimic. Ei, bun. Dacă așa stau lucrurile, știu ce am de făcut. Mă duc la profesor. Tuti. După o lună și jumate vine. Iar nu se simțea nimic la clasă. Dădea banii ca într-o groapă, i-arunca peste gard. Și vine la mine și zice, domnul profesor, ați avut dreptate. Nimic nu pricep. Păi tăi, mă, și spus, mă. Da, știi ce am să fac acum? Sunt specialiștici. Îți dau bacalaureatul, era pe vremea aceea când nu era cu camerele, nu știu ce. Sunt specialiști care îți dau bacalaureatul, numai tu să-i dai. Am 1000 de dolari, atunci cu dolari era prin 2001, tot așa. 1000 de dolari, deci mă duc la omul și îi dau 1000 de dolari, eu numai trebuie să mă duc la examen pe acolo, să-i învăț hârtiile și ele pe acolo. Și nu fac nimic și îmi dă bacalaureatul. Asta e șansa mea. Băi, nu fi. Asta zici tu, așa va fi. Deci iată ce se întâmplă. Să ajunge, eu mai spus-o de foarte multe ori, primii pași a corupției sunt în școală să prind. Primii noțiuni despre corupție în școală. Că tu, care te afli în situația aceea de neputință,
Ce faci? Alegi la mama și la tata? Trebuie să găsești o soluție. Începe întâi cu meditația. Să începe cu meditația, îți dau banii degeaba, să vezi că încă nu merge. De regulă te duci la profesor la clasă. De ce? Îi cumperi nota. Da? Îi dai notă, îi dai banul și el, luând banul, te trece clasa. Și că asta e clasa. Asta e afacerea care se așează foarte liniștit. Dar problema este că vine și examenul ăsta de bacalaureat. Dar acolo sunt acei profesioniști care se rezolvă și ții bacalaureat, nu? Cei care ți-au banul și că tot... Iată cum, dragilor, așa vă spun cu toată durerea, această practică de timpuriu ne duce și ne face conștienți de un singur lucru. Că nu ai altă variantă decât să ieși la biciniță, la drumul mare. Și tu, ca tânăr, ți se lasă sentimentul că nu se poate altă decât cu... Și când ajungi la un loc de muncă pe undeva, tot cu biciniță se întâmplă. Că tu nu ești pregătit să faci față să ocupe un loc de muncă. Știți? Asta e drama voastră a tinerilor. Deci, când s-a spus că corupția ucide, chiar așa este. Chiar așa este. Nu vă cunosc, eu m-am uitat și m-am cumpărat, cum să vă spun, foarte repede ca nivel. Foarte simplu. Însă, la momentul acesta, este o problemă foarte complicată, așa cum să poți să o dai. Nu știu numele, nu nimic. Roxana. La clasă ce medie ai? 5. Este 5-ul acela de care îmi povesteam. Da. Și tu? Mădălina. Tot 5. Da. Mă sună foarte multă lume pe mine. Nu e o secretă asta. Când îmi cer părere și mă cer cum să fac. Deci asta vă frământ și pe voi la ora asta de ați venit aici. Vă întrebați ce să fac, cum să fac. Dacă cumva nu se poate cu banul, dacă se pot lua bacalaureatul, pe drept nu-l pot lua. Nu? Adică vorbim de așa, în termeni corecți. Da? De cât ar fi de slabe subiectele, cât ar fi de joase, nu puteți lua. Nu e posibil, pentru că sunt foarte multe goluri. E imens de multe goluri. V-aș întreba așa, cam de când vi s-a rupt filmul la matematică? Voi vă amintiți, Roxana și cu Mădălina? În clasa noua? Eu zic că mai devreme. Școala pe unde ați luat-o? Marginea. Amândouă? La Marginea. Și acolo, de ce notă ați fost? 7-8. Da, cam așa. 7-8. Nu vi se pare că s-ar putea ca notele acelea să fi fost date umflate și vi s-a creat un sentiment fals? Da? Nu vă dați seama. Pentru că nici nu știți... Sigur că de la liceu mi s-a terminat tot. Da. Dar de ce, dacă totuși ai avut o legătură, cum credeți voi că odată a ajuns la liceu s-a întâmplat așa ruptura asta? De ce credeți? Probabil și profesorul. Lipsa de interes a profesorului. Ori l-am schimbat și... Ori numai la profesor lipsa de interes. Așa, așa. Deci este cu un cuplaj. Adică este îmbinată treaba. Să vine la oră și să citească ziarul și noi rămânim în aer. Da, e crimă. Dar și e crimă. La oră de matematică vine și, uite, sau la altă, la fizică, la orice altă, așa, vine și citește ziarul și îți dă conspectați de acolo, luați niște formule acolo și voi și cu asta basta. Facem singur. Lucrați singuri. Lucrați? Ce să lucrați? Sau exerciții rezolvate. Nici măcar nu explic exact. Ne dă din carte exerciții rezolvate. Asta e ora. Asta e ora. Și când ați început să... Dar totuși în clasă la voi sunt și câțiva copii care merg, să zicem, nu? Adică să sună și pe cea dreaptă. Cum aceia reușesc? V-ați întrebat? Pregătirea. Deci, practic, pregătirea cu profesorul respectiv. În mod, și cu el, în mod deosebit. Cei care se pregătesc cu el în mod deosebit... De la note de 3-4 ajung la 8-9. Așa, așa este. Deci s-a cumpărat nota. Să știți că el, saltul nu este făcut.
Adică să mă înțelegem, vreau să vă conving. El nu a învățat matematică, nu învață matematică, nu. Noi pur și simplu să-i cumpără nota. Deci asta se întâmplă. Se pare că este o dramă, pur și simplu o dramă care se întâmplă în școala românească. Deci este ceva cumplit. Nu întâmplător, când s-au pus camere, au apărut probleme deosebite. Dar acum s-au găsit, se întoarce camera, mai succese, mai vârtește pe acolo. Se găsesc idei încât să se poată lua într-o procedaj foarte bun. Pentru că sunt șmecherii de grup, adică dintre profesori, cei care stau și împart hârtiile. Adică se împart hârtiile care seamănă diploma de baccalaureat și cu care ce faci tu. Sigur, ce faci? Te duci la facultate. Care problema? Sunt facultățile acestea după, ca ciuperții după ploaie, apărute, particulare. Începe un efort maxim din partea părinților pentru susținerea la facultăți particulare și te trezești și cu hârtia în mână, că ai absolvit și facultatea, și ești în stare să nu faci nimic. Adică nu știi nimic, nimic, nimic. Când se te angajeze cineva, te întreabă ce știi să faci. Și tu spune eu, nu știu nimic. Deci nu am nicio